Vinuri din toată țara în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu. Prima ediție a Târgului Național de Vinuri a reunit 10 firme românești producătoare de vin care au venit cu sortimente de top pentru cei mai pretențioși cunoscători ai acestei licori. Invitate 10 podgorii din diverse regiuni ale țării, Dobrogea, Moldova, Muntenia și, bineînțeles, Oltenia, care își vor prezenta, în principiu, e și cu vânzare, dar ideea de bază care ne-a ghidat este de degustare și de descoperire a vinurilor bune. Bineînțeles că firmele de distribuție își fac datoria în municipiul Craiova, însă am mai reîmprospătat sortimentele de vinuri și sunt unele chiar nu sunt cunoscute foarte bine. În cadrul târgului expun companii producătoare, importatoare și distribuitoare de vinuri, precum și echipamente și tehnologii pentru prelucrare, ambalaje pentru băuturi și produse chimice destinate viticulturii. Suntem o cramă nouă apărută în 2007, când am cultivat 350 de hectare de viță de vie. Suntem încă la început, ne dezvoltăm pe măsură ce timpul trece și ne îmbunătățim cât putem de mult vinurile pe care le producem, cu toate că avem în spate know-how-ul care există în comuna Cotnari, care știm foarte bine că e cam cea mai veche atestare ca producător de vinuri, faimoasă fiind Grasa de Cotnari. Iar vinurile cu care am venit în această zi la acest târg sunt vinuri premium adresate consumatorului Horeca și, ca să zic așa, sunt cele mai bune vinurile noastre, vinurile de top. Această introducere în lumea vinurilor necesară necunoscătorilor domeniului este o reală desfătare pentru cunoscători și o ocazie pentru a socializa și afla informații despre vinurile românești.